Deșeurile care provină de la centrele de carantină sunt considerate deșeuri periculoase. Sunt duse direct la groapă și incinerate, a declarat vineri ministrul mediului apelor și pădurilor Costel Alexe. În această perioadă s-a transmis operatorilor de salubritate ca deșeurile ce provin de la populație să fie evident, mult mai sigur transmise la ghenă sau la pubelă în doi saci, pentru a reduce riscul ca operatorii care ridică gunoiul să fie infectați în cazul în care va fi o problemă. În momentul de față, serviciul de salubrizare se desfășoară în condiții optime. Pentru deșeurile menajere provenite de la populație, altele decât cele care sunt colectate selectiv, vor fi duse direct la groapă pentru a reduce ce riscul infectării în cazul în care ele intră în stațiile de sortare. Conform ministrului de resort la ora actuală toate incineratoarele care preiau deșeurile periculoase își desfășoară activitatea în condiții optime și nu au fost semnalate nereguli.